Salutare, băieți, și bine ați la nou episod. Băi, sunt de pe serverul Anta România Rol, pe vă aștept și pe voi, așa că am zis că să mergem, să facem un mic good job. Am fost un pic clipsit, că da, am avut niște treabă, trebuia să plec, n-am mai făcut nici live-ul, nici nimic săptămâna trecută. Așa că acum suntem cu colegii noștri și mergem încet să lucrăm, să vedem care e toată schema. Hai, salutare! Salut, salut! Ce deci faceți? Mergem să ne angajăm și noi, așa? Păi te așteptam să vii. Am merg acolo, Vasa. Hai să vedem ce joburi găsim. Păi nu, mergem acolo la Digi să vedem care e toată schema. Bă, frate, am ajuns să ajung să lucrăm la Digi, ești nemân? Da, stai că mi-am adus aminte acum. Trebuie să mergem să luăm niște mașini, să reparăm niște... Cabluri. Cabluri, da. Da. Păi hai să mergem. Da, au sunat niște alarme cam aiurea și trebuie să le înlocuim. Mm-hmm. Dar cum facem? Mergem am decât o mașină sau toți trei? Încăpem toți trei într-o mașină? O mașină că ne trebuie foarte mult cablu să îl înlocuim. Am înțeles. Păi du-te încet acolo să vedem. Dar de unde și cum? Să-mi zice și mie gen. Da. Aici? Bă, dar nu știu cu e... Am văzut mașinile astea, dar nu. Hai să vedem. Păi na, și alții care lucrează, numai nu. Mm-hmm. Hai până acolo să vedem. De unde luăm mașinile? Aici trebuie să fie în fața ta. Aici? Hai să... Ia. Du-te. Mașinile de la noi, de la sediu, de acolo, că acolo sunt încărcate în garaj. Ah, ok. Deci bun, facem numai comanda și contractul. Ia du-te. Mamă, hai că mă așteptăm un pic să nu mă trezesc cu cine știe ce. Bă, dar parcă ar începe un pic în lag. Să-mi spuneți pe filmare dacă am înțeles. No, băieții. DJ. Haideți la contracte. Ce zic? Era fain de puteam să stăm doi într-o mașină. Nu știu ce trebuie să facem sau unde trebuie să mergem. Sau mai pe scurt ce fel de checkpoint-uri ne va pune. Dar suntem toți trei aici. Oh, tată, unde te duci? Mamă, și mă pune să mă duc în oraș, frate, serios? Ok. Vezi că luați câți bani luăm la final. Ioi, sper să nu... Să nu se vadă ceva pe aici, prin oraș. Că... Mamă, dar să mor eu. Da, e blană, e ceea ce trebuie, ești nebun? Mamă, s-a dus a mei... S-a tădus. No, încetuc. M-am 0.80. Hai că trebuie să claxonez. Haide, frate! Moră fanii, da? Hai, du-te! Du-te! Da, mă așteptam. Dai ce, n-ai la ce să... Hai, bă, cursă cu mașina de la Digi, ești prost. Pfu, ce reclamă facem noi. Bă, dar altceva, nu putea să... Să zică și el că, bă, că... Da. Sau să pun altă siglă. Mă așteptam să fiu în acolo. Stai un pic, că nu-i bine ceva. Pe-n față. Am o asta, ei. Să mai întâmplă. Să mergem și pe aici. Du-te mai acolo! Ioi! Și unde de aici? Prin spate? Sau... Nu, prin spate. Hai că merg prin spate. Puh. Am înțeles. Dude. Doamne, facem așa. Hai că îmi bag pula. Mai pe scurt. Aici trebuia să vin, mă?
Da, păi de aici luăm cablurile. Păi, băga mi-aș... Băi, mă învăr pe aia ce pe acolo, numai nu știu. A zis că parcă stăm la... Ai, mama. Câte trebuie să luăm? Păi o să luăm câte 10 suluri de 1. Am înțeles. Dacă nu ne plătesc ăștia, merge să le dăm pe ăsta cap. Bă, e un pic, am înțeles, cu cutia în mâine, ne ajută. Haide, tată, dacă vine un bombardier acum și trage noi, să vezi ce Dumnezei dau. Domnul Vase. Ia la cur. Mă, sunt curios dacă să câștigă... Vă place jobul ăsta, așa-i? Da. E... ce zic? Nici n-am apucat să mâncesc, deja sunt obosit, adică... Mă auziți? Da, cum să nu? Păi și aici trebuie să mă duc și după aia unde? Trebuie la să distribuim? Vă place foarte mult jobul ăsta, nu? Da, da. Mai bine nu-l mai fac. A, înțeles. Da, dar numai câte un cablu, câte un cablu, trebuie să iau sau să iau mai multe. Mă auziți? Hai că mă aude dacă. Trag în căruciorul tău. Hai că mai am depus încă vreo 5. M-au zis, mă? Vase. Hai că m-au zis? Da, cum să nu? Păi nu mai vorbește nimeni. Păi na, vezi tu, ori muncim, ori vorbim. Știi cum e vorba aia? La lucru, munca și după aia povestile. Da, frate, ce zic? Da, ce zic? E bine. Eu am un plumb și merge cu cabluri. Nu sunt carturi, sunt cabluri. Cabluri, am zis. Aha. Am înțeles. Stai că... Da. Deci, între timp ce lucrez acolo, mai multe, da. Da, cabluri, ai zis, da. Te înțelegem. Și la mine s-au umplut. Da, stai un pic, că v-ați venit mai repede decât mine. Ama, va trebui să le ducem la mufat, să le mufeze capeți. Altceva nu la mufa? Acum... Ioi! Stai să văd dacă la mine e plin. Mai trebuie să mai iei, că cred că două cutii, a? E plin? Nu, e plin. Unde mergem de aici? Tot acolo de unde am luat, că acolo-i montajul. No, hai mere. Bă, nu știu ce jobul e ăsta, dar acum du-te și la sediu. Du-te, deci dacă nu primi niște bonus pentru chestia asta, e clar. Mă las pe băbaș. Nu mai fac niciun job în afară de pază, protecție și așa mai departe. Apropo, poate pe săptămâna viitoare o să înceapă cu mic. Micuțe live-uri, foarte micuțe, o să vedem. Să sperăm că, da, e ok. Dar nu, încetuc, am avut niște chestii și așa mai departe. Poate mă uit la asta de Digi România, frate. Sper să nu mă trăiesc cu un scorul meu. Pardon. Până lângă că... Că-s bani. Nu știu că-s bani. Să mă rog, n-am făcut niciodată jobul ăsta. Și parcă m-am mai gândit la un job de pizzar. Mamă, hai să m-ar fi să pom de pază la pizza. E ceea ce trebuie, ești de bun, e... Da. Că... Hai că vorbesc mult și prost.
Imediat ajungem. Și vedem dacă se merită să facem job-ul ăsta. Dacă nu, asta e, vedem pe viitor. Dacă, mamă, mi-aduc aminte aici de această locație. Nu știu dacă voi vă mai duceți aminte. Câte chestii au fost. Ioi! Pă dincolo, ioi, n-ați văzut nimic, nimic, nimic. Da, că e interzis, așa. No. Ok, nu mai fac niciodată job-ul ăsta. Ok, m-auziți? Da. Da, da. Nu mai fac niciodată job-ul ăsta. Prea puțin bănuț. Cât vă dat? 652. 728. Pașcă, da, păi ți-a dat mai mult. Apasă pe mușcă la Y. Așa. Am primit 591. Am plecat. Înțeles, hai că ne băgăm ceaca. După noi ne-a văzut colegul mai fraier, lui i-a dat mai mult ca să nu se dezamăgească, ai văzut? Da, mă, da. A, l-a văzut mai plinuț așa, ne-a văzut pe noi mai subțireu să ne ajunge. Bă! Ceamă, cum mergem la sediu? În fugă? Bă, hai un pic până aici la Gun Shop. Alo! Mamă, ce au ăștia aici, bă? Au de toată. Da. Ui, ui, ui. Omul de la cine trebuie să cumpărăm, cred că... m-au murit. S-a adus ăla. Cred că... auzi? Ia, pune-le în buzunar. Tot pune-le în buzunar, nu mai... Ia, începe de acolo, de la parașuta asta, până în capăt. Bă, cui? Bună ziua, cu ce vă pot servi? Am nevoie de o lamă de barberit. Se taie tare sau se taie încet? Se taie cum dorești tu. Păi n-avem numai de alea care smulge. Nu smulge? Auzi? Dar cu clonțul ăsta ce e aici? Ăla tocmai ce l-am scos de la un fraier din cap. Care cap? Și e de vânzare, că trebuie plantat la alt fraier în cap. Ah, ok, atunci poți să le iei tu, bă. Hai că... Ia tu, bă, ți las, n-am de voie. Hai, eu zic că mai bine lăsăm acolo să plecăm, că ăsta doarme pe el vânzătorul. Hai, luăm tot ce putem lua și am plecat. Îi plătim ca la flanco, în rate. Da, hai că... Îmi trebuie doar ăsta, atâta. Ce? Ca la flanco îi plătim. Ai, bine, băieții, am făcut un pic de job. Da, da, am făcut un pic de job. Nu știu cum... Dacă mai ajungem până la anul. Hai, îmi fugă până acasă. Tâlharilor, l-ați plătit. Hai, îmi fugă până acasă. Băi, băieți, aici v-am lăsat. Aia a fost un mic... Am vrut să văd și eu cum e jobul ăsta. Și, na, am încercat un pic de Caterinca, dar se pare că da, așa mai departe. Și... ne întâlnim data viitoare la un nou episod. Sper că data viitoare să fie mai ok. Și încetuc să schimbe radical tot. Trebuie să ne mai obișnim înapoi. Cum a fost. Știți de ce zic. Așa că eu v-am pupat. O zi frumoasă să aveți în continuare. Și în început de săptămână chiar frumos să aveți. Haide. Ciao, ciao. Și vă mulțumesc încă o dată pentru like-uri și subscribe. Fiecare subscribe contează, like, etc. Să sperăm că pe viitor va fi mai ok. Eu v-am lăsat. Ciao, ciao.